Bună dimineața! Este ora 10 fix. Cred că putem începe, că am fost anunțat că toată lumea deja este în sală. Așteptăm pentru cei care cu traducere. Da, putem începe. Bună dimineața! Salut toată lumea prezentă deci în sală, inclusiv reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, Uniunea... UNICEF, precum și pe doamna Dominica Sojanovska, corect așa parcă spune, și colegii din executiv, dar și din legislativ, domnul Bielă și alți colegi. Noi am avut audieri publice privind securitatea în traficul rutier, unde Ministerul Afacerilor Interne, dar și alte instituții deci ale statului au prezentat rapoarte privind situația în care pe care o avem în Republica Moldova din punct de vedere a securității rutiere. Noi astăzi o să discutăm nu doar despre securitatea rutieră deci în sine, dar o să discutăm despre o comunitate sigură, de ce înseamnă o comunitate sigură, ce trebuie să întreprindem noi, legislativul, dar și executivul împreună, ca să putem construi aceste comunități sigure. Și, în primul rând, o să ne referim la securitatea în traficul rutier și securitatea pietonilor. Noi, din ceea ce am văzut în statisticile prezentate Ministerul Afacerilor Interne, numărul este aproximativ același care a fost și în anii precedenți, în perioada de 8 luni de zile. S-a schimbat doar numărul celor care au decedat, din păcate, pe trecerile de pietoni. Iar noi trebuie să întreprindem mai multe acțiuni care trebuie să creștem siguranța pietonilor și, în primul rând, a copiilor, care sunt cei mai vulnerabili, așa să spunem, în trafic și în calitate de pietoni, mai bine zis. Iar securitatea în sine nu depinde doar numai de calitatea drumurilor propriu-zise, infrastructura foarte bună, poți avea o infrastructură deci ideală, dar din păcate aceasta nu va duce în sine și siguranța. Este nevoie de acțiuni care trebuie să ducă și la educație, iar prin educație noi putem să realizăm sau să crește, mai bine zis, gradul de securitate a pietonilor, a cicliștilor, că ei sunt, cum am spus, cei mai vulnerabili deci în trafic. Și în acest sens noi trebuie să întreprindem mai mult prin campanii de informare, campanii de sensibilizare, deci propriu-zis. Eu știu că există Uniunea Conducătorilor auto care au anumite acțiuni de informare despre felul cum trebuie să se îmbrace un ciclist, un pieton, dar știm că lucrul ăsta este voluntariat și fac din bani personal. Noi știm că atât Națiunile Unite, OMS și UNICEF au destule acțiuni în Republica Moldova care au ca obiectiv securitatea comunitară. Și noi cunoaștem că astăzi în diferite state se întreprind acțiuni care crește securitatea în trafic, mai ales Suedia este un model, un exemplu în care se iau acțiuni de acest gen. Și noi vorbim și despre vestele care le poartă copiii când pleacă la școală, fie că aceasta se face prin vestă sau este un sticker mai colorat, deci pe geantă, da, deci sunt și mai vedem acele consilii de securitate care sunt în comunități, acele consilii de securitate prin care intră primarul din localitate sau viceprimarul, membrii instituțiilor de învățământ și alți voluntari care sunt în comunitate, care au ca obiectiv creșterea securității comunitare. În acest sens, noi dorim să facem mai mult, inclusiv cu monitorizarea în apropierea instituțiilor de învățământ, probabil
și vedem care este practica altor state, vorbim de monitorizarea video. Dacă vorbim de securitate comunitară, vorbim nu doar de trafic rutier, noi vorbim și de situații când unii copii sunt supuși bullying-ului sau abuzați și au fost cazuri datorită faptului că au existat camere de filmat în apropierea instituției și asta a fost, a fost posibil ca poliția să intervină foarte repede ca să rezolve deci, problema, identificând numărul de matriculare deci, a persoanelor care au întreprins acțiuni ilegale împotriva copiilor. Au întreprins și au fost identificați și asta este una din măsuri care noi probabil trebuie să o întreprindem și să o discutăm astăzi. Dar eu cred că despre aceste măsuri o să discutăm în timpul dezbaterilor. Eu vă salut pentru și deschiderea fiecărui din dumneavoastră de a discuta această deci, problemă. În continuare, îți ofer cuvânt domnului Andrian Deșbiole, care este vicepreședintele Comisiei Protecție Sociale, Sănătate și Familie. Stimați colegi, bună ziua! Eu am să ating în special dimensiunea medicală și socială a fenomenului. Astăzi, ieșind în stradă, ai impresia că mașinile vânează pietoni. Și dacă pacientul sau persoana este adusă vie în spital, asta nu înseamnă că ea va ieși vie din spital. Și aici apar două fenomene, da? Frecvent au de lucru și preoții, dar datorită tehnologiilor contemporane, noi mai avem încă un fenomen. O bună parte dintre persoane care supraviețuiesc se reîntorc acasă, o parte dintre ele revin totalmente la viața anterioară, o parte rămân cu diferite sechele care le împiedică ulterior reîncadrarea în câmpul muncii, iar o proporție destul de semnificativă de persoane rămân între două luni, deoarece tehnologia modernă poate susține un corp în viață, dar care nu revine în comunicare alături de cei dragi sau nu se încadrează în muncă. Și aceste fenomene sunt tragedii care depășesc tragedia unei pierderi de vieți. Cine a văzut așa ceva înțelege despre ce vorbesc, dar și generează costuri extraordinar de mari prin întreținere, recuperare, tratamente, dar și prin pierderi aduse de faptul că aceste persoane nu pot contribui la economia națională. Prima cauză de mortalitate în rândul tinerilor sunt traumatismele și accidentele rutiere. Eu pot vorbi și din proprie experiență că de acum 7 ani de zile sunt nevoit să sărbătoresc 2 zile de naștere pe an, 2 zile de naștere tot după un accident rutier serios. Deci cunosc problema foarte bine. Respectiv, sunt cunoscute toate măsurile necesare pentru a securiza străzile și, în special, comunitățile să fie mult mai sigure. Nici pe departe nu este responsabilitatea izolată a Ministerului de Interne, este o contribuție și a educației, și a societății civile, și a tuturor. Toți vrem să avem străzi sigure, pietoni disciplinați, șoferi disciplinați. Asta este o acțiune comună, coordonată și cred că de zi cu zi. Deci vă mulțumesc pentru această oportunitate, că ați venit și împreună vom încerca să securizăm comunitățile noastre în Moldova. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul medic. Bielii, Andrian, o să rog acum cu un cuvânt de salut reprezentantul UNICEF Moldova. Okay, thank you. Thank you. Dear Mr. Julian Karp, the President of the Commission on the National Security Public Order,
Dear representative of WHO, UN Women in Moldova, dear ministers, representative of the ministries, government and civil society organization. My name is Farhad Imambakiev. I'm representing UNICEF today. Unfortunately, the head of the office is on a business trip. So, bună ziua. It's a great pleasure for me to attend this public hearing representing UNICEF in Moldova and discuss efforts to ensure continuity of road safety for children and adults in Moldova. Ensuring that children grow in safe and secure environment is at the core of UNICEF work. Increasing road safety and reducing the number of traffic casualties are inherent elements of national policies and strategies of the Republic of Moldova, including the 2030 National Development Strategy, which is fully aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development. I'm not going to talk about statistics. I think Mr. President already of the Commission already announced some of the statistics. I only want to mention a few. Children who are involved or who were involved in the road accident constitutes about 16% of the total number of victims, with an increase, and that number is increasing, unfortunately. Road traffic injuries are the leading cause of deaths for children, unfortunately, and adolescents between 5 and 19 years of age. Therefore, UNICEF and key partners, government and non-governmental organizations, aim to reduce road injuries and deaths by 50% to support the sustainable development goals, and especially of our program, or part of our program, which is called the Second Decade for Action for Road Safety 2021-2030. UNICEF is committed to support safe journey to school for children globally and particularly in Moldova. for us to prevent and reduce roads and accident, road safety was identified as a priority by the government. Thus, among others, UNICEF in Moldova will focus on strengthening road safety for education. That means we will work on capacity building and awareness raising on the road safety and mobility measures among the road users, and especially most vulnerable groups of pupils and adolescents. As you rightly mentioned, our focus is on education and changing behaviors, both of pedestrians, especially children, and those who drive any type of vehicle, either motorized or bicycles and scooters, etc. That's our priority. Thank you very much, and I wish us success to discuss the further efforts. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru Republica Moldova în acest sens. Este important ca noi să avem parteneri și mulțumim partenerilor care ne susțin în acele obiective. Noi și ne ajutat să creștem capacitățile noastre de intervenție și asta pentru noi contează foarte mult ca să putem să ne creștem capacitățile și să beneficiem de experiența pe care o aveți dumneavoastră. În continuare, am să o rog pe doamna Rodica Trofimu, reprezentantul OMS în Republica Moldova. Domnul președinte, stimate domnule vicepreședinte, stimată audiență, dragi colegi, bună dimineața! Țin să vă salut din partea Organizației Mondiale a Sănătății și reprezentanții OMS în Republica Moldova, doamna Emiliana Gârbici, și vreau să reiterez sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății în implementarea politicilor și activităților în domeniul siguranței rutiere în Republica Moldova. De asemenea, țin să menționez că mandatul Organizației Mondiale a Sănătății se
referă la oferirea suportului Ministerului Sănătății în primul rând și sistemului medical în consolidarea sistemului de asistență medicală de urgență, dezvoltarea sistemelor, capacităților sistemului de sănătate, dar și consolidarea capacităților în acordarea primului ajutor medical la locul accidentului, acordarea primului ajutor la locul accidentului, perfecționarea registrelor de date în ceea ce privește sănătatea și traumatismul rutier, modalitatea de utilizare a acestor date, precum și susținem, desigur, că toate eforturile de comunicare strategică, de educare și de informare a cetățenilor Republicii Moldova în ceea ce privește siguranța rutieră. Țin să vă informez, stimată audiență, că începând cu luna aprilie, Biroul Organizației Mondiale a Sănătății desfășoară mai multe activități și acțiuni de informare și educare a copiilor și a elevilor din școlile din țările noastre, într-un parteneriat larg cu Ministerul de Interne, Inspectoratul Național de Poliție, dar și cu partenerii noștri de la Automobil Club. A fost elaborat un pachet educațional cu mai multe materiale promoționale și utile pentru informarea cât mai bună a elevilor și a copiilor din grădinițe. Denumirea campaniei este Siguranța rutieră pentru toți, informând, prevenim. Țin să vă mulțumesc pentru invitație de a participa la discuția de astăzi și ca o primă propunere credem că este binevenită o campanie națională, la nivel național, cu toate eforturile conjugate de informare în ceea ce privește în domeniul siguranței rutiere. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Trofimov. Cu adevărat, noi la etapa actuală probabil avem nevoie mai mult de o campanie națională de informare la acest subiect. Noi trebuie să recunoaștem că în ultimul timp nu o să vedem foarte multe panouri informative prin oraș, nu o să vedem spoturi publicitare sociale care să atragă atenția despre riscurile care există, da, ele sunt, dar nu sunt îndeajuns. Și aceasta este o măsură care vine să crească conștientizarea tuturor. Acum am mai spus, noi trebuie să conștientizăm tot și cei care merg deci la volanul deci unui autoturism și cei care traversează strada și cei care merg cu bicicleta sau trotineta, toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să fie respectate anumite reguli, da? Și doar prin respectarea regulilor noi putem să oferim o siguranță pentru fiecare din noi. În continuare o să ofer cuvântul doamnei Domnica Sojanskaya, Unei Women Moldova. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mr. Karp, dear parliamentarians and representing from the government, colleagues from the UN, I really thank you for this invitation. Initially I had the reaction of why we are invited to such an important topic, and I really thank you for that invitation, because I want to flag an important element about road safety and safe community, which is to pay attention to the gender differences when we use the public space. Because what is a fact that men and women use the public roads differently. And it's not just by telling the stories, but it's also by facts and figures. Usually, women tend to use more to use the public roads as pedestrians and to use public transport, while men are more using private cars. And that leads to thinking about the different, not only way they use the road, but also the different risk they face. And when we look at the statistics, and I thank you because you actually made me look into the latest data, and I was looking at the European Commission, the European Road Safety Observatory, which analyzes almost every year the gender disaggregated data, so by men, women, and age. And what happens is that, and this is the 2022 report, practically from all fatalities which are happening in the countries of the European Union, 76% are actually, those who are killed on the roads are male, and 22% are female. But there are differences in the way how these fatalities happened. So usually men are, the fatalities of, the female fatalities are actually as pedestrians mostly.
And also as a passengers in cars or other type of transportation. When we look at the age, the largest proportion, like a 59% around male fatalities and 43% around female fatalities, are between the age of 25 and 64. And most of the fatalities are happening during the working weeks. And only in the younger age are happening actually during the weekend, so and in the nights. So it means that it's very important that we analyze the data, how the road safety is being used, like how we use the public space, and then based on that design ways and messages and measure to prevent fatalities and other incidents happening. The one element which concerns also community safety and safety of young girls and women is also about the infrastructure around the roads, lightening or even building or reconstruction of roads. If these are spaces which are not safeguarded or there is not enough lightening, then again, community safety is affected by different types of risks, which means risks to the bodily autonomy and personal safety of men, women, and girls and boys, because the crimes are different, and the way they run the risk are also different. I represent an agency who works for women's empowerment and gender equality. That's why my point here is also for really looking at the differences and what we are seeing in many countries, and we also help to support more, is to really look into how we can have the experience, the voices and the needs of women, men, and boys and girls into how to consult with them to design the ways and the measures to prevent incidents and which might unfortunately also end up in fatalities. Because even when it comes to campaigning about prevention of the road incidents, etc., it is a different way of how to message young boys or adolescents and girls, because their way of using the public space is quite different, and some messages which resonate with young women do not resonate with young men. And there are many experiences that we can actually discuss further and more in details how to convey the messages of what actually resonates with them to be able to have more, let's say, self-control around how they do. Because what we are seeing is that most of the risk that young men are doing is like, with getting a driving license, speeding is the biggest problem, and not careful behavior in terms of when they're driving the vehicle, which affects women differently because they use more of the public spaces. And I was looking at the data, and I will soon close this introduction, for the statistics in Moldova. So 25.6% of all drivers in Moldova are women, so less than men. And they have a lower crash incidence rate, around 13%, and lower also fatality rate. So we need to look at those differences. And I really want to salute this public hearing about really discussing how to improve preventions of crashes, of fatalities, increase safety when it comes to use of the public roads and infrastructure, but also when it comes to situation around the roads, meaning the lightning, the construction site, which can be a very unsafe space for many of the representatives of the communities, which can lead to tremendous consequences of the well-being of the members of communities and itself on older and younger, including children. So I'm very glad my colleagues from UNICEF and WHO have explained several of the initiatives they were doing. We haven't been so much exposed in doing prevention campaigns, but we should do more. But we've engaged in several of the initiatives in communities for increasing the safety, like improving infrastructure in terms of increasing the lightning, increasing the availability of the pedestrian walks, but also side walks, because that can be when the side pedestrian walks are not safe and well designed, there is a risk for young mothers and fathers with children with the strollers, and there is a risk to their safety. So there are several initiatives that I think it's good to grasp and really keep the dialogue going and see how, particularly with
representatives from the Ministry of Interior and the police to see how we can increase prevention by really conveying the proper messages which would resonate with differently with men and women and young boys and girls. So I thank you for this opportunity and very open to see how we can contribute to the efforts to increase community safety. Thank you. Mulțumim, cu adevărat, elementele care trebuie respectate pentru a avea o siguranță în comunitate sunt mai multe și desigur că administrația publică locală se face responsabilă atunci când construiește infrastructura pentru pietoni. Foarte mult contează cu adevărat să ai proiectat corect trotuarele în care să fie separat pentru pietoni care deși pleacă, duce la lucru sau unde este drumul pentru mamele cu cărucioare, pentru persoanele cu nevoi speciale, dacă deci folosește un cărucior și altele. Deci toate aceste lucruri deci împreună trebuie gândite și atunci aceasta duce la creșterea securității comunitare, precum iluminarea stradală, dar și iluminarea specifică a trecerilor de pietoni, mai ales pe timp de noapte. Noi vedem că, deși noi vorbim în capital, nu există foarte multe treceri de pietoni iluminate specific, nu mai vorbim deja la nivel național sau în alte administrații publice locale. Asta este o problemă. Noi vedem acum că se schimbă și viziunea de securitate pe trecerile de pietoni. Nu mai există doar culoarea alb-neagră, dar este și culoarea roșie, deci apar treceri de pietoni pentru a atrage atenția. Deci, dar aceste elemente trebuie toate luate în considerație și doar în timpul unor dezbateri. Noi putem să facem concluziile necesare și să intervenim. În continuare, o să invit cu un raport pe domnul Cernăuțeanu și pe domnul Grigore Deșguzun, privind securitatea comunitară și rutieră în perioada 2020-2023, prin care a fost rata accidentelor rutiere asociate cu consumul de alcool și droguri și rata infracțiunilor săvârșite sub influența cu alcoolul și stupefiantelor. Domnul general, vă rog. Domnule președinte, stimați deputați, stimați reprezentanți ai UNICEF-ului, OMS-ului, UN Women, în Republica Moldova, vă salut pe toți aici. În primul și în primul rând este de apreciat astfel de platforme de comunicare care ne dau noi pârghii și posibilități și trebuie să recunoaștem că în multe situații, poate într-o formă mai indirectă, dar pun și anumite presiuni, inclusiv și pe unele autorități sau pe unele instituții, cumva de a deveni mai vigilenți în procesul de activitate care îl avem noi toți. Eu doar vreau să fac o mică remarcă, legat de cifre o să-l lăs pe domnul Guzun și o să vorbească, dar legat de ceea ce toți vă ciferăm aici, și anume aspectul care se, până la survenirea sau până la comiterea unor infracțiuni sau contravenții legate de siguranța rutieră sau siguranța în societate, vreau să spun tranșant că Poliția Republicii Moldova nu selectează partenerii acolo unde este vorba de siguranța cetățenilor. Deci toți partenerii, indiferent de ce categorie n-ar fi, dacă aceasta aduce plus valoare în comunitate și în siguranța cetățenilor noștri, ei sunt partenerii noștri de încredere pentru promovarea ideilor respective. În afară de partenerii care trebuie să recunoaștem că marea majoritate a acțiunilor de informare care le facem sunt cu suportul partenerilor, deoarece implică și anumite cheltuieli financiare și asta ne ajută foarte mult, doar pe parcursul anului curent, țin să remarc că am realizat peste 3400 de activități informative legate de siguranță rutieră, doar de siguranță rutieră, și tot la acest compartiment au fost 373 de ediții informative TV legate de siguranță rutieră, dar oricum noi constatăm că aceasta nu este suficient și eu, cum am spus de fiecare dată, o să revin la ideea de bază.
Orice siguranță, de fapt, pornește de la educație, de la ceea ce inspirăm noi și cultivăm în tinerile generații. De acolo, de fapt, și se emanează rezultatul care ne-l așteptăm noi cu toții. Chiar pornind din ideea siguranței în comunitate, noi ne-am propus de comun cu Ministerul Educației, nu este aici, dar cel puțin săptămânal noi ne străduim ca să fim cel puțin într-o clasă, într-o instituție școlară, pentru a vorbi despre siguranță. Când vorbesc de siguranță, bineînțeles, clasele mici sunt cei care vorbim siguranța rutieră, clasele mari sunt, vorbim de alte aspecte care țin de compartimentul infracțional și vârsta care o comit aceste vârste de copii. Mai mult ca atât, am încercat pe parcursul anului 2022-2023 să desfășurăm o serie de ediții lucrative, consultative. Mai mult ca atât, chiar în anul 2022 am semnat cu CALMU un acord de conlucrare în vederea asigurării procesului de siguranță în comunitate. Eu, cel puțin, am avut cred că cu 70-80% din toți reprezentanții, și aici mă refer la primarii autorităților publice locale, am avut ședințe lucrative ca să vedem care sunt soluțiile și posibilitățile educative în teritoriu ca să formăm o serie din faptele care pot fi comise. Cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, am intensificat iarăși cu suportul partenerilor noștri acele consilii de securitate care le avem în localități, deoarece noi suntem conștienți cu toții la masa asta că un inspector de sector care asigură 3-4 localități nicicum nu va putea face față tuturor provocărilor și nu va reuși cumva să se implice în tot acest proces. Pentru asta noi avem nevoie iarăși de parteneri, iarăși de colegi din cadrul autorității publice locale, unde să găsim soluțiile potrivite, atât de siguranță rutieră, cât și de alte aspecte ce țin de securitatea în localitățile care le avem noi. Dacă să revin la siguranța rutieră, cum am spus-o și săptămâna, acum două săptămâni în această sală, este nevoie de efort comun. Și credeți-ne că dacă vorbim de Ministerul de Interne, cred că suntem cei mai cointeresați în problema respectivă de a ridica nivelul de securitate pentru toți cetățenii. Cu toate că mulți dintre noi cred că vârsta care cumva este cea mai aprinsă și sunt cele mai multe accidente rutiere cu decese în accidență, este vârsta tânără de la 18 la 25, vreau să spun că nu este așa. Noi avem alte vârste care trec de 25 spre 35, care sunt cei cu accidența ridicată în traficul rutier. Bineînțeles, asta are și ea argumentele sale, dar într-o altă platformă. Dar cum am spus, pe parcursul anului 2023, cel puțin pe platforma Ministerul Afacerilor Interne, am încercat să facem două ședințe largi cu toate autoritățile ca să vedem, să identificăm soluțiile potrivite pentru ridicarea nivelului de securitate rutieră. Dar am spus, de unii singuri nu vom putea și eu vă dau un simplu exemplu. Traseul spre Hâncești este un traseu bun, reparat, care ne creează posibilitatea să ne deplasăm noi cu toții. În ultimele două săptămâni, pe acel traseu, noi avem două accidențe rutiere pe timp de noapte, cu tamponare de peieton și cu deces. Deci, e situație care, iarăși, trebuie să găsim argumentul. De ce? Deoarece noi nu avem trotuar, noi nu avem loc pentru deplasarea pietonilor, el se deplasează pe carosabil. E timp de noapte, creează pericolul de accidență. Asta ceea ce am vorbit în cadrul pe platforma Ministerului de Interne și atunci. Cu părere de rău, până la momentul când nu o să fie creat un standard unic de construcție a drumurilor și de amenajarea acestora care se reducă din numărul accidenței rutiere, nu vom putea face față la toate greutățile și provocările care sunt și scăpăm viețile omenești. Elementar, dacă schimbăm traseul și ne ducem pe traseul spre Strășeni, să ne aducem aminte care a fost accidența rutieră până la repararea traseului și delimitarea acelei porțiuni de drum. Practic, intersecția Cojușna, noi
am avut accidente frecvente cu decese. Acum vedem ce înseamnă o infrastructură eficientă, cu delimitare, care nu permit cel puțin tamponare frontală între două mijloace de transport, cât de mult a redus accidența rutieră pe acea porțiune de drum. Deci, vedem, da, este factorul uman, este conducătorul, este educația, dar este și infrastructura care trebuie de ținut cont la acest capitol. Cu părere de rău, în anul 2021 am început-o cu o lucrare și cu autoritatea publică locală din municipiul Chișinău, unde ne-am propus să eficientizăm. Dar anumite circumstanțe cumva am fost ignorați la o anumită etapă atunci când noi am insistat cel puțin pe cele care am convenit noi în acord de unele treceri de pietoni sau unele amenajări rutiere în Chișinău. Chiar dacă au fost convenite în prima etapă, ulterior nu au mai dorit să fie asumate și iată de aici și s-a făcut ruptura. Am spus-o și două săptămâni în urmă. Săptămânal am înaintat câte o sesizare în adresa primăriei ca să vedem identificarea soluțiilor pe artere și anume pentru ridicarea nivelului de securitate. Bineînțeles că ne-am dorit foarte mult ca acest compartiment să se dezvolte, indiferent pe ce platformă, că este platforma autorității publice locale, noi suntem gata să mergem și acolo să oferim suportul. Chiar dacă am spus-o, de multe ori cuvântul nostru nu este ascultat și inclusiv în unele avizii care au fost date, dar dacă vom repeta de două, trei ori, eu cred că noi totuși vom reuși și vom convinge și autoritățile publice locale pe compartimentele ce țin de siguranța rutieră. Dar, încă o dată repet, noi trebuie să începem de la cultura și educația noastră în școli, de la disciplina care trebuie să o impunem. De aici ne uităm că parcă am ajustat legislația, răspunderea parcă este mai severă în raport cu unele persoane, dar când ne uităm elementar pe statistica zilei de sâmbătă și duminică care am avut-o, noi am avut peste 2200 de încălcări rutiere la ziua de sâmbătă și duminică. Deci, pentru unii poate este puțin, pentru noi este mult, atâta timp cât marea majoritate iarăși sunt legate de viteză. Bine, lumea nu zboară cum zbura și nu avem ultima perioadă constatări cu 180 sau 200 la bord, dar, oricum, indiferent care n-ar fi viteza, ea este o încălcare dacă nu se respectă. Și cum am spus, ori de câte ori va veni partenerul în susținerea noastră, noi vom accepta și vom fi deschiși pentru promovarea oricăror idei de securitate și siguranță în comunitatea noastră, deoarece, de fapt, totul pornește de la comunitatea în care trăim noi și la implicarea fiecăruia dintre noi să nu manifestăm neglijență acolo unde ne aflăm noi. Eu vă mulțumesc, domnul președinte, domnul Cuzum. Domnul președinte, domnul deputat, stimați colegi, am să aduc la cunoștință mărilor dumneavoastră niște cifre statistice. Pe parcursul anilor 2020-2023 de către efectivul Poliției Naționale au fost documentate, dacă ne referim pe ani, total contravenții. Pe 2020, 392.021 contravenții, pe 2021, 599.000, pe 2022, 691 și 8 luni anului 2023, 459 de contravenții în domeniul circulației rutiere. Dacă ne referim la 459.789. Dacă ne referim la contravențele sau la încălcările de pe state de consum de alcool, pe ani 2020, pe articolul 233, ce presupune consumul de alcool neavansat, 1411, 2021, 1404, 2022, 1783. Și în perioada de 8 luni, deja avem 1771 de documente. Dați. Stare de ebrietate penală, 2020, 4410, 2021, 4598, 2022, 4275, și 8 luni anului 2023, 2496. Avem niște cifre deloc îmbucurătoare, dar la moment asta este situația. Dacă ne referim la cu raportul cauzelor contravenționale
Și penale noi avem cu raportul 25% contravenționale și 74,3% penale, ceea ce presupune că la noi nu se servește de a se bea, fiindcă 74% de stări de ebrietate este stare de ebrietate avansată, adică e mai mult de 0,3 de miligrame pe aerul expirat. Totodată, starea de accident sau accidente rutiere produse de conducătorii auto care erau în stare de ebrietate. Dacă ne referim total accidente, 2020 am avut 2003 accidente, 245 de persoane decedate și altele 2265 persoane traumatizate. Starea de ebrietate care am avut în anul 2020, am avut 150 de accidente, 22 decedați și 179 de traumatizați. În 2021 am avut 127 accidente, 20 decedați, 143 traumatizați. În 2022, 140 accidente, 24 persoane decedate și alte 145 persoane traumatizate. În 8 luni de zile anului 2023 avem 90 de accidente, 18 persoane decedate și 114 persoane traumatizate. Dacă ne referim la locul unde se produc cele mai multe accidente rutiere cu stare de ebrietate, noi avem în rural, în localități, în sate. Cel mai mare procent de accidente rutiere, 50% din accidente în stare de ebrietate se produc în localitățile, în satele noastre. Și anul acesta, deja pe 8 luni de zile, avem 44 de accidente, adică 48. Ajungem cifra de anii anteriori. Cu toate acestea, mai avem și altă problemă, starea de ebrietate în locurile publice, starea de ebrietate în familii, care tot duc o situație nu prea bună în societate. Angajații poliției au documentat 33 de cazuri de aducere a minorului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe. Avem 5 procese verbale de acțiune specifice la alineatul 1 acestui articol, săvârșite de părinți sau de persoanele care înlocuiesc sau de persoanele față de care minorul se află în raport de subordine. Totodată avem 60 de procese verbale pe articolul 91 alineatul 1, consum băuturi alcool și în locuri în care acesta este interzis. Avem 27 de procese verbale de comerț a băuturilor alcoolice de către minori. Avem 9470 de procese verbale de consum de băuturi alcoolice în locuri publice și 5565 de apariție în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă de alcool. Adică cifrele iarăși vorbesc de la sine că situația ceea ce ține de consum alcoolului nu este cea mai bună. Totodată este o problemă de natură legislativă în cazul când persoanele sunt violente sau sunt consumatori de alcool sau droguri și numai doar după ce îl avertizăm de două, îl sancționăm de două, trei ori, după aceea putem să facem o sesizare către administrația publică locală, comisiile de resort din primării, ca dumnealor să poată trimite forțat la tratamentul specializat. Și aici iarăși avem un fel de mâini legate la procesul dat. Cam acestea, dacă să vorbim din punct de vedere statistic, cu toate că accidentele rutiere în stare de ebrietate nu sunt topul primele trei de cauzele accidentelor rutiere, el se află în dependență de lună în locul 5-6, dar totodată gravitatea care sau consecințele în urma accidentelor rutiere cu stare de ebrietate sunt foarte dure. Mulțumesc. Dacă luăm un raport că din câțiva mii de șoferi care consumă alcool, meresc în accidente, în raport cu cei care nu beau, e un număr destul de mare. Ceea ce vreau să vă întreb, domnul Guzun, este despre
Ați prezentat statistica celor care consumă alcool, dar cei care consumă stupefiante, dacă aveți o anumită statistică, vă rog. Pentru că există percepția cumva în societate că acest număr este mai mare decât ar fi în realitate. Consumul de droguri se ia la egal ca și aceleași stare de libertate, conform articolul 264, și o evidență separată în sistemul nostru informațional nu se duce. Pentru că este consum de produsele alcoolice sau substanțe stupefiante. Adică nu faceți o statistică separată acum? E și greu de dus această statistică, pentru că concluzia medicului când o dă la stare de ebrietate, spune stare de ebrietate alcoolică sau stupefiant. Și atunci, în sistem, e greu de dus în momentul dat. Domnul președinte, dacă se permite, la ziua de mâine chiar am înțeles că deja urmează să fie dezbătut în comisie proiectul care ține de constatarea stării narcotice, conducerea la volanului în stare narcotică. Iată, la acea etapă, cu siguranță o să putem delimita, deoarece prin intermediul aparatajului tehnic științific omologat va putea stabili starea narcotică. Cu regret, la ziua de astăzi este o problemă foarte mare. Noi abia în vară am reușit să facem amendarea tot a cadrului legislativ ca starea de ebrietate, dacă persoana nu contestă, să fie doar cu aparatul etilotest, nu fie supus examenilor de constatare medicală. La ziua de astăzi, să faci constatarea stării narcotice, în mod obligatoriu trebuie să duci în persoană. Dar trebuie să recunoaștem, bugetul poliției la ziua de astăzi pentru expertiză are o datorie către expertize medico-legale și, iată, a stării de ebrietate de 17 milioane de lei. Deci, noi suntem descoperiți total și, bineînțeles, când ajungem la etapa asta, acolo unde este cel mai stringent, solicită relevarea tuturor expertizelor. Dar sperăm că cel puțin într-o lună de zile, cu amendările care vor avea loc, vom putea recurge la alte mecanisme de constatare. Este mult mai amplu ca problemă și starea de ebrietate și narcotic, eu doar vă pot da, nu este tema de astăzi, dar vă pot da un simplu exemplu. Doar pe parcursul săptămânii trecute, ordine de restricții de urgență din cauza stării de ebrietate și violenței în familie, au fost emise 102 ordine de restricții de urgență, ca să înțelegem ce provoacă o stare de ebrietate. Pe lângă haosul în circulația rutieră, el mai aduce și alte prejudicii situațiilor familiare. Și de aceea, bineînțeles că este o problemă aparte, alcoolul, ce ține de consumul de alcool și droguri și alte compartimente. Mulțumim, pentru că noi va trebui să modificăm legislația așa cum a convenit, dar pe de altă parte o să vedem de ce nu de modificat legislația în condițiile în care persoana este depistată, el să plătească, pentru că doar așa o să înveți în minte. Da? Deci ai fost depistat, atunci ești plătește pentru faptul că ai fost examinat. Dar noi discutăm, noi am zis că să avem un subiect separat referitor la acest subiect. Domnul Istrate, vă rog, a avut o întrebare. Da, mulțumesc, domnul președinte, Dorian Istrate, deputat PAS. Eu am o întrebare față de domnul Guzun în privința la statistica prezentată. Dumneavoastră ați invocat că, într-un fel, a crescut numărul de la 300 de mii în 2020, 300 ceva de mii, da? Până la 600 și ceva de mii de contravenții în 2022, da. Întrebarea este dacă, fiindcă totul se vede în comparații, dacă dumneavoastră ați făcut o raportare la numărul de automobile, care cu siguranță este în creștere din 2020, au fost importate automobile, casate cam puține, și un raport între numărul de contravenții și numărul șoferilor care au primit permis de conducere. Bine, aici chiar nu cunosc dacă este în creștere sau în scădere, fiindcă sunt decese și respectiv cred că dumneavoastră poate ați făcut o astfel de raportare. Astfel noi am putea vedea dacă într-adevăr numărul este în creștere. Înțelegeți, da? Mersi. Da, am înțeles. Într-adevăr, cu raportul de primire a permisului de conducere este în creștere, fiindcă anual școlile de instruire sunt permanent plini la procesul dat. Mai au probleme la
examinare, că se mai jelui că nu prea instructorii sau examinatorii nu prea sunt loiali față de dânșii, dar până la urmă numărul de permise în eliberare sunt în creștere. Ce ține de creșterea numărului de documentări? Ne-a permis mult dotarea cu aparataj nou privind aparatele de măsurat viteză, fiindcă mare majoritatea încălcărilor sunt excesul de viteză și ne-a permis mult sistemul de monitorizare a traficului rutier care îl avem în trafic. De acestea și-a crescut numărul de încălcări de pe state. Totodată am avut și fluxul de unități de transport din Ucraina, care iarăși, la un moment dat, ne-au făcut unele bătăi de cap pe traseele naționale. Domnul Chiptun, are tot o întrebare. Da, domnul Cernoțean, la audierile trecute, cumva am venit cu o sugestie, dacă țineți minte, ca persoanele care sunt depistate în stare avansată de ebrietate la etilotest, să facem modificări astfel încât ei să poată fi reținuți pentru 72 de ore imediat de către poliție, să fie plasați în arest preventiv. Cu regret, oamenii din Republica Moldova de multe ori ieșuiază să înțeleagă cu măsuri, cu binișorul, să spunem așa, și este probabil nevoie de o măsură coercitivă un pic mai dură, de care ei să se teamă, deci frica ajungerii imediate în arestul poliției, în opinia mea, ar trebui să diminueze din tendința și predispoziția oamenilor de a se așeza beți la volan și de a pune în risc toată lumea. În opinia mea, un om care se așează beat la volan, în stare avansată, este ca un criminal cu armă scoasă de pe siguranță, care merge prin societate și oricând poate să omoare pe cineva. Și respectiv, așezarea aceasta într-un arest preventiv are menirea de a-i, în opinia mea, de a-i proteja pe ceilalți cetățeni și cel puțin sugestia mea este să luăm în considerație dumneavoastră să prelucrați un pic această prevedere și să înaintați ca noi să o avem în discuție în Parlament. Stimate domnule deputat, vă mulțumesc mult. Cu siguranță noi am luat un calcul imediat după aceea. Noi suntem principalii urmăritori ai implementării unui astfel de mecanism și de disciplinare. Colegii deja lucrează pe platformă chiar cu asistenții parlamentari la acest compartiment și săptămâna asta au avut chiar și schimb de informații și colegii de la MAI. E un pachet de fapt mult mai mare de tot ce s-a discutat în ultima. Păi am spus, noi la ziua de astăzi îl depistez în stare de ebrietate și nu doar stare de ebrietate, el mai este și agresiv, el și atacă, el își permite distrugeri de bunuri și cu părere de rău, noi spunem seară bună și îl trecem acasă. Da. Domnul Roșca, ultima intervenție, vă rog. Da, Roman Roșca, deputat. Am așa o întrebare. Din statistica pe care ați prezentat-o referitor la materiale acumulate privind conducerea în stare de ebrietate pe urmărire penală, ea este una care a fost trimisă deja în judecată sau e bazată pe condamnări definitive? Și dacă nu, dacă aveți o statistică și pe condamnări definitive din cele expediate? Ceea ce a vorbit colegul este curat pe documentările care s-au petrecut pe parcursul anilor respectivi, dar cu siguranță o am și cea cu trimiterea în instanța de judecată. Numai că trebuie să mă uit unde este exact. Revin în 2-3 minute acuș ca să nu reținem dacă... Deci, iată, soluționate de procurori pe parcursul anului curent, au fost 1336 care au fost trimise pentru instanța de judecată.
Și dacă ne uităm dintr-un număr care îl avem anul ăsta de 2496, practic 55-60%. Decizia instanță este mult prea dificil să stabilim pentru anul curent. Trebuie să iei exact, vin cele din anii precedent. Eu o să vă spun mai mult, un dosar în instanța de judecată ajunge și la 3-4 ani de zile cu... Mulțumim frumos. În continuare, am să rog intervenția Ministerului Sănătății prin prezentarea raportului cu privire la consumul de alcool și de substanțe stupefiante în dinamica ultimor 3 ani de zile, măsurile care sunt propuse de către Ministerul Sănătății în scopul controlului consumului de alcool și substanțe stupefiante. Da, mulțumesc, mult stimate domnule președinte, stimați domni deputați, onorată asistență. Problema care se discută astăzi este de o importanță majoră pentru sănătatea publică din Republica Moldova și este atât o problemă de sănătate publică cât și o problemă de securitate a statului în general, deoarece consumul de alcool și consumul de droguri influențează foarte mult indicatorii de sănătate, influențează foarte mult și aspectele sociale. Din cele ce s-au discutat până acum, noi vedem că, de fapt, alcoolul este un factor determinant pentru accidentele rutiere, dar alcoolul este în prim plan un factor determinant pentru mai multe maladii și circa 200 de patologii sunt determinate anume de acest factor de consumul de alcool și de droguri. Circa 26% din cazurile de mortalitate sunt determinate anume de consumul de alcool. Influențează, reprezintă un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, pentru maladiile oncologice, pentru bolile infecțioase, adică această obișnuință nocivă care, de fapt, noi, ca țară agrară, care suntem tradițional producători de vin și consumatori de vin, de fapt, ne face o defavoare pentru mai mulți indicatori ai stării de sănătate, dar și pentru aspectele sociale care, asupra cărora influențează. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, noi suntem una din țările care suntem cu cel mai mult mare consum de alcool pe cap de locuitor. Și pe parcursul ultimilor ani, de fapt, ultimele studii ne arată că consumul de alcool puțin a scăzut, am ajuns la 13 litri pe cap de locuitor, dar să nu uităm de ceea ce am menționat anterior, despre tradiția noastră de a produce vin în condiții casnice și alcool și respectiv acest consum ar putea fi cu mult mai mare. Plus aspectele sociale care sunt și aici a vorbit UNICEF despre importanța supravegherii copiilor și alcoolul este un factor determinant în neglijarea copiilor, în supravegherea neadecvată a copiilor și noi vedem aceasta pe mai multe aspecte, nu numai în context de accidente rutiere, dar și alte maladii care, din păcate, au loc în familii care consumă alcool. De asemenea, un factor important este un alt aspect social ce ține de violență. Violență, abuz în familie și dacă noi avem, conform datelor de evidență statistică medicală, circa 43.000 de persoane la evidență cu alcoolism cronic, atunci ne dăm seama că, de fapt, din cei care sunt la evidență numai 43.000 de familii cu alcoolism cronic, de fapt, este o situație foarte alarmantă, deoarece în aceste familii avem posibil și persoane fără loc de muncă, persoane care sunt afectate social, avem familie, avem copii, avem femei agresate, avem cazuri pe platforma Ministerului de Interne discutate cu cazuri de omor din cauza alcoolului. Respectiv, alcoolul și consumul de droguri ca temă de discuții astăzi pe platforma Comisiei Parlamentare este foarte important și este important implicarea intersectorială pentru a
preveni consumul abuziv de alcool, dar și consumul de alcool în general pentru cei care conduc și care se așează la volan. Un rol important are alcoolul atunci asupra comportamentelor, că de fapt anume schimbarea de comportament, imposibilitatea de a-și controla reacțiile persoana care consumă alcool influențează aspectele sociale și influențează comportamentul persoanelor cu consum de alcool. Din păcate, studiile care au fost făcute la fel cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, rândul adolescenților și tinerilor, determină că, ca problemă, consumul de alcool și în rândul adolescenților. Avem constatate stări de ebrietate în cazul studiului la copii, adolescenți de 13 ani, prima stare de ebrietate. Respectiv, componenta educațională este foarte importantă și este importantă educația pentru sănătate în școli pentru a combate acești factori de risc și pentru a avea ulterior o societate mai sănătoasă, mai disciplinată, care poate să-și controleze emoțiile atunci când se urcă la volan și să nu admită conducerea în stare de ebrietate sau consum în orice cantitate nu ar fi, deoarece cantitatea de alcool admisibilă care este aprobată la nivel de legislație este o cantitate foarte mică. Asta înseamnă că, de fapt, consumul de alcool trebuie să fie zero pentru conducerea unui autovehicul. Pe parcursul ultimilor ani, cum am zis, numărul de persoane luate la evidență este stabil în creștere. Avem anual circa 2000 de persoane luate la evidență primar pentru consum de cu alcoolism cronic. Circa 400 de persoane anual sunt internate cu psihoze alcoolice în instituțiile spitalicești. Și încă un indicator foarte important care s-a discutat aici despre indicatori în context alcoolism femei. Din păcate și alcoolismul în rândul femeilor este o problemă, deoarece alcoolismul în rândul femeilor se dezvoltă mai rapid și respectiv are o influență de încă mai mare asupra situației în societate, plus circa 40% din decesele în vârstă aptă de muncă, 40% din bărbați care decedează, din tot numărul de bărbați care decedează, sunt în vârstă aptă de muncă. Și acest indicator este influențat anume de traumatisme și accidentele rutiere, deoarece bărbații sunt cei care lucrează în condiții care prezintă un pericol mai înalt în cadrul activității, plus conducerea automobililor, care de asemenea este mai mult în rândul bărbaților și respectiv noi pierdem vieți. Și dacă conform raportului Ministerului de Interne, noi avem un număr de decese care este mai mic comparativ cu anii precedenți, pentru noi fiecare viață contează. Și asta, numărul de ani pierduți de viață este foarte mare, care persoane respective ar fi putut contribui la creșterea economică, ar fi putut fi încadrată în câmpul muncii și cei care sunt, din păcate, schilodiți în urma accidentelor și devin persoane cu dizabilități sau persoane cu tratamente de lungă durată, la fel reprezintă o povară și pentru sistemul de sănătate, o povară pentru sistemul de pensionare și o povară pentru familie. De aceea este foarte important anume ca comunitatea, societatea să înțeleagă care este importanța diminuării consumului de alcool și importanța disciplinei anume la trafic pentru a reduce numărul de accidente rutiere și de a diminua din acel impact nefast asupra comunității care o are alcoolul. A vorbit domnul deputat Bielăi despre
modernizarea sistemului de sănătate, despre posibilitatea de răspuns a sistemului de sănătate pentru diferite cazuri grave de accidente cu consecințe multiple, de afectare multiplă a pacientului. Da, sistemul de sănătate se modernizează, se dotează instituțiile medicale cu tehnologii moderne. Medicii sunt instruiți pentru a face față acestor provocări, dar costurile sunt enorme pentru aceste situații. Și, din păcate, resursele sunt orientate spre niște consecințe care, de fapt, ar putea fi evitate. De aceea este foarte important ca de a diminua numărul acestor cazuri grave când sistemul de sănătate este nevoit de a implica multe resurse pentru a rezolva cazurile dificile. Pe parcursul ultimilor ani s-a făcut foarte mult în aspect legislativ și aspect de dezvoltare a serviciilor. Apelul unic 112, intervenția integrată la cazuri de urgență a serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească, a Ministerului de Interne, a pompierilor, descarcerare, care oferă posibilitatea de a interveni cât mai rapid. Dar, cum am zis, aceasta, de fapt, este un răspuns la ceva care poate fi prevenit și care poate fi, într-adevăr, prin măsuri mai puțin costisitoare și mai optimale pentru a nu avea asemenea situații. Pe parcursul ultimilor ani s-au făcut mai multe intervenții, desigur am avut și avem o permanentă susținere de la partenerii internaționali, Organizația Mondială a Sănătății, toți ceilalți parteneri, Fondul Global, ce ține de anumite aspecte, anume în contextul consumului de alcool, droguri, și actele normative, documentele de politici care sunt elaborate și promovate de către Ministerul Sănătății includ anume și aspectele de prevenire și aspectele de dezvoltare a măsurilor de răspuns. Strategia Națională Sănătate 2030 pune accent ca factor determinant major pe consumul de alcool și droguri și pe măsuri pentru prevenire și diminuare a acestui consum. Pune accent pe tratamentele regionalizate și dezvoltarea serviciilor modernizate la nivel de teritorii pentru a atinge acel timp important, rapid de intervenție pentru a salva vieți. La fel, tratamentul de substituție care este asigurat pentru pacienții utilizatori de droguri este unul care este realizat atât la nivel de comunitate cât și în instituțiile penitenciare. O problemă importantă este că drogurile, de fapt, pe lângă subiectul care îl discutăm astăzi, este consumul de droguri este o cauză și pentru dezvoltarea diferitor altor maladii infecțioase, inclusiv HIV-SIDA, care la fel este o problemă majoră și iarăși ca factor determinant este alcoolul și drogurile. De aceea, pentru dacă să calculăm cât costă toate serviciile care sunt prestate la nivel de sistem de sănătate pentru persoanele care, ca factor determinant, este alcoolul sau drogurile, este practic tot bugetul care, eu nu zic toți, că este un buget enorm consolidat pentru aceste persoane. După cum știți, este o prevedere în legislație că persoanele care sunt considerate în urma judecății, adică deciziei instanței sau hotărârii instanței, că accidentul a fost în stare de ebrietate de care s-a făcut vinovat persoana, el are obligațiunea de a restitui cheltuielile pentru tratament.
Ce propunem noi? Nu mai am multe cifre și atât vreau să vă zic ce ține de Comisia Medicală, deoarece comisiile medicale sunt parte a sistemului de sănătate, anume pentru conducătorii de vehicul. Pe parcursul anului 2022 au fost examinate în comisii și au solicitat avizul narcologic 62.000 de persoane. Din aceste 62.000 de persoane, 1.533 nu au primit aviz pozitiv, din care pentru supraveghere narcologică, pentru cu alcoolism, 124 de persoane, pentru consum droguri, 982, consum alcool, 427, supraveghere narcologică era 124, prima cifră. Respectiv, se duce o evidență a cazurilor care sunt constatate în cadrul comisiilor medicale. Salutăm inițiativa Ministerului de Interne de a face testarea rapidă la consum, la prezența drogurilor la conducătorii de vehicul. Nu uităm că este important și examinarea medicală, deoarece este cea mai, deoarece se analizează și probele biologice și persoanele care sunt constatate în stare de ebrietate și contestează testarea alcoolscopică merg la comisia narcologică și se efectuează prelevarea probelor. Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate deja 554 analize de laborator pentru cei care au fost depistați cu consum de droguri la, și alcool la volan, la trimiterea Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul 2022 au fost 908 analize. Și în cadrul acestor investigații sunt capacitatea laboratoarelor este de a depista nu numai alcoolul, dar și substanțele psihoactive. Respectiv, este diagnosticul final confirmat deja pe baze de laborator. Este important ca, cum am zis, implicarea multisectorială în soluționarea problemelor de sănătate publică, în primul rând, deoarece noi ne dorim foarte mult să avem o societate sănătoasă, ne dorim să avem și copii sănătoși și adolescenți și tineri. Este important să intervenim mai dur pe cadrul normativ și legislativ. Propunem, din păcate, în ultimul timp avem așa mai în legea privind publicitatea, este tot mai frecvent vedem publicații sau publicitare ce țin de bere și care, din păcate, este foarte atractivă pentru tineri, de aceea propunem modificarea legislației anume la acest capitol. Este important anume și eliberarea de alcool la copii până la 18 ani, adică toate acele măsuri care țin anume de prevenirea consumului de alcool în rândul copiilor, tinerilor, sunt prioritare. De asemenea, educația în școli, iarăși educația pentru sănătate, care, din păcate, Ministerul Sănătății promovează de mai mulți ani ca această disciplină să fie nu una facultativă, dar să fie una obligatorie care să includă educația pentru sănătate pe toate aspectele importante pentru copii și adolescenți, care ar include și educația pentru siguranța rutieră. De asemenea, racordarea cadrului normativ, anume privind consumul de alcool și droguri la directivele europene în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și am listat aici directivele la care noi trebuie să intervenim pentru a aduce în concordanță
cadrul normativ existent în Republica Moldova cu cel la nivel european și campanii de comunicare. Noi, într-adevăr, avem nevoie de campanii de comunicare, de avertizare pentru toată societatea. Din păcate, noi mai mult lucrăm cu măsuri de răspuns, adică cu ceea ce deja trebuie să intervenim cu asistență medicală, dar trebuie să avem campanii de comunicare agresive pentru populație zilnice și tot timpul și permanent, pentru a nu admite decese în rândul copiilor din cauza accidentelor rutiere sau cauzate de violență din cauza consumului de alcool și să nu admitem decese în rândul populației în general, deoarece fiecare viață contează. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Zătâc. Este important că Republica Moldova să ia în considerație și implementarea directivelor Uniunii Europene, pentru că noi înțeleg că avem anumite restanțe. Deci avem, iar în contextul când Republica Moldova tinde să înceapă procesul de negocieri, ele trebuie implementate, mai bine zis, și trebuie întreprinse eforturi pentru a modifica și legislația, deci în sine trebuie de modificat, da, și implementate acele standarde care se cer conform acestor directive. Vă mulțumim, o să mă rog intervenția Ministerului Educației, da, privind eforturi conjugate pentru asigurarea continuității educației populației, începând cu vârsta fragedă și adulți, privind securitatea rutieră. Onorată asistență, vă salutăm pe fiecare în parte și Ministerul Educației încearcă să propună atenției dumneavoastră o prezentare argumentată în favoarea eforturilor conjugate pentru a asigura continuitatea în educația populației, începând de la cea mai fragedă vârstă și până la vârsta adultă, privind securitatea rutieră. Aducem atenției dumneavoastră că securitatea rutieră este realizată actualmente la toate nivelurile și treptele de învățământ și Ministerul Educației și Cercetării a depus un efort apreciat în elaborarea mai multor documente, de la grădiniță și până la liceu, ceea ce numim astăzi Curriculum Național pentru Dezvoltare Personală, care include un modul separat la securitate personală cu conținuturi de securitate rutieră. Aceste conținuturi sunt oferite copiilor de la grădiniță, pe toate categoriile de vârstă și în învățământul primar, în învățământul gimnazial și liceal, pe diferit grad de complexitate și asigurând continuitatea tuturor conceptelor rutiere de care are nevoie un copil în formarea lui școlară. În afară de ceea ce ați urmărit dumneavoastră sau ceea ce am zis mai devreme, activitățile de formare în domeniul context sau în promovarea securității rutiere este susținută de foarte multe activități non-formale sau în afara orelor de clasă și ore care se desfășoară printr-un dialog partajat între instituțiile de învățământ, familie și comunitate, pe diverse domenii de interes și adaptate localităților. În acest context, activitățile iau formă de diverse lecții tematice, de diverse jocuri interactive, de diverse simulări, jocuri de rol, unde sunt invitați diferiți participanți pentru a captiva și a da apreciere activităților de promovare a siguranței rutiere. În acest context pot fi enumerate mai multe activități care se desfășoară sub egida Ministerului Educației, prin referințele metodologice care se elaborează la începutul fiecărui an școlar și sunt distribuite în toate unitățile școlare, ceea ce ar include Ziua Mondială de Comemorare a Victimilor Accidentelor Rutiere, Săptămână Mondială pentru Siguranță Rutieră, Ziua Europeană a Siguranței Rutiere, la nivel republican și teritorial, prin intermediul Centrului de Educație și Tineret, a partenerilor de dezvoltare, sunt realizate constant și consecvent o diversitate de activități pe acest segment,
Concomitent cu ceea ce ne referim noi la educația rutieră, Ministerul Educației depune un efort apreciat și pentru susținerea formării conducătorilor de autovehicule în contextul transpunerii directivelor europene la cadrul național existent și Ministerul Educației reușește să ofere acestui segment programe de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate categoriile și subcategoriile, într-un parteneriat apreciat cu acest domeniu, întrucât școala auto rămâne să-și concentreze eforturile pe proces, pe dotări, pe finalități și pe rezultate a învățării. Pentru prima dată, probabil, Ministerul Educației a elaborat separat un program de formare la nivel național a conducătorilor de troleibuz, întrucât și beneficiarii acestor programe urmează să susțină examen în cadrul Agenției Servicii Publice. În aceeași ordine de idei, Ministerul Educației propune comunității și metodologia desfășurării examenelor pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis, în același acord cu documentele europene. Pentru prima dată, într-o consecutivitate apreciată, sunt elaborate programe naționale de formare profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri și persoane cu vehicule de mare tonaj și autovehicule în trafic național și internațional și sunt aprobate prin ordin comun a Ministerului Educației și a Ministerului Infrastructurii. Acestea cât de curând vor fi publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Educației reușește, în contextul transpunerii directivelor europene, să asigure o continuitate între școala auto, în vederea formării conducătorilor auto pentru care optează pentru obținerea unui permis de conducere și ulterior, în continuitate, pentru a obține un certificat de competență profesională care să-i permită să transportă mărfuri și persoane, sunt elaborate două regulamente distincte pentru aceste două segmente de formare profesională, într-o continuitate apreciată și aprobate printr-o hotărâre de guvern. Este prima în țara noastră. În spectrul activităților pe care le are Ministerul Educației, este de importanță majoră asigurarea activităților de securitate rutieră cu diverse resurse educaționale, ceea ce trebuie să confere procesului educațional sau procesului de educație rutieră atractivitate. Și în acest sens, Ministerul Educației în 2005 creează un Centru Național de Educație Rutieră care își propune să promoveze educația rutieră la toate nivelurile și treptele de învățământ, inclusiv prin elaborarea materialelor didactice și prin formarea cadrelor didactice. Acest proces este susținut ulterior și prin implicarea Universității Tehnice a Moldovei din anul 2013 în formarea cadrelor didactice. Este asigurat procesul cu diversă literatură care este adaptată pe diferite domenii și niveluri de formare și în contextul celor expuse rămâne valabilă și în perspectivă protejarea copiilor, a elevilor și a adulților prin promovarea securității rutiere la toate treptele și nivelurile de învățământ, care ar conferi o îmbunătățire a calității vieții prin reducerea anxietății și a stresului care se asociază cu riscul rutier, prin promovarea respectului și responsabilității și formarea unui comportament responsabil în traficul rutier. Acestea devin posibile doar prin activități de formare a cadrelor didactice, care întotdeauna urmează să fie partajate cu instituțiile de învățământ, familie și comunitate. În încheiere, vrem să vă asigurăm că Ministerul Educației își propune să elaboreze un studiu amplu de constatare a situației de fapt pe acest segment, care va avea două componente, pe învățământul general și formarea profesională de calitate a conducătorilor de autovehicule. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru intervenție. Acum deschidem runda intervențiilor și discuțiilor celor din sală, dacă dorește cineva să discutăm acest subiect. Despre sugestii. Da. Da, mă rog. Onorată asistență, bună ziua!
Sunt Virginia Mandalac, reprezintă Automobil Club din Moldova. Este foarte binevenit acest tip de ședințe și sperăm că cumva o să încercăm să schimbăm situația, nu doar prin vorbe. S-au făcut diferite raportări ceea ce facem. Pot să vă spun cu certitudine că avem mai mult de 10 ani de când facem și chiar lucrăm. Și ceea ce ține de prevenire și de informarea populației, într-adevăr, se lucrează foarte și foarte mult. Mergem în școli, împreună cu Ministerul Educației, împreună cu reprezentanții NSP-ului, colaborăm cu MAIN, absolut oricare dintre activitățile noastre. Avem o colaborare și un parteneriat foarte strâns. Nu că ne mă laud acum, dar vă spun că chiar se lucrează. Toate bordurile astea informative despre care ați menționat acum anterior, precum și broșurile astea informative pe care le distribuim, nu prea mai lucrează, nu sunt o abordare corectă și actuală în condițiile societății de astăzi. Poate că știți, sau dacă nu știți, există abordarea Zero, Vision Zero Approach, care a fost Uniunea Europeană și-a asumat această responsabilitate de a reduce numărul de accidente rutiere, precum și a persoanelor rănite în accidente rutiere, aproape de zero până în anul 2050. Este un scop foarte ambițios, însă Suedia, unde a luat naștere această inițiativă încă în anii 90 și aproape s-a reușit. Despre ce vorbește această viziune zero? Aici vorbim despre o abordare integrată a tuturor factorilor de decizie implicați în acest proces și nu se pune atât accent pe informare și prevenire, cât pe faptul că trebuie să admitem că factorul uman mereu va greși. Omul este predispus spre greșeli, iar scopul factorilor de decizie este să creeze astfel de condiții în care rănirile și traumele să fie cât mai reduse. Și aici mă refer direct la infrastructură. Și când spun infrastructură, noi nu vorbim despre o calitate bună a asfaltului, cum le place șoferilor, pentru că o calitate bună a asfaltului induce la foarte multe accidente rutiere și puncte negre și poliția știe foarte bine despre aceasta. Noi vorbim despre infrastructura siguranței rutiere. Și atunci când se dă în exploatare un drum nou construit, acolo este nevoie ca, mai ales în localități, având în vedere că toate drumurile noastre naționale traversează localități, acolo este nevoie de acele intervenții și aici mă refer la îngustarea benzilor, la ridicarea și iluminarea corectă de nivelare, adică a trecerilor de pietoni. Anume aceste elemente care nu sunt mereu atât de costisitoare. Într-adevăr, sunt elemente costisitoare, dar nu peste tot putem interveni pe acest segment de infrastructură. Totodată aici ne referim la ora de aur de intervenție post-accident. Nu știu dacă sunt date, dacă cât de repede se intervine atunci când are loc un accident rutier și tot aici am să menționez și despre statistica diferită care la noi există dintre datele Ministerului Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, deoarece se ia la noi în calcul doar 30 de zile dacă persoana decedează în rezultatul unui accident rutier, dacă îmi pare mie 30 de zile, dacă este mai mult. Deja nu se consideră că persoana a decedat în rezultatul unui accident rutier. Asta duce la o statistică eronată. De asta noi, cei din societatea civilă, suntem gata să ne implicăm în orice tip de proiecte și nu numai cel ce ține de informare și prevenire. Tot aici am vrut să menționez că împreună cu OMS, de mulți ani, acum recent și cu UNICEF-ul, avem diferite campanii naționale, iar acum cu UNICEF-ul și cu Ministerul Educației vrem să mai implementăm o politică extracurriculară privind educația rutieră și totodată să promovăm aplicarea în sfârșit a deciziei cu privire la instaurarea regimului de 30 de km la oră în jurul instituțiilor de învățământ și în jurul instituțiilor cu interes social. Acesta este menționat în regulamentul circulației rutieră, însă dacă e să vorbim la direct, nimeni dintre autoritățile publice locale nu prea își asumă angajamentul să facă această modificare, să implementeze aceasta la nivel de localități, plus la aceasta toți motivează prin faptul că nu există surse financiare
necesare pentru asigurarea acestei zone de 30 de km la oră, pentru că când spun 30 de km la oră, asta nu înseamnă instalarea de indicatoare la intersecție. Pe un șofer nu îl interesează, o să spun direct, sună urât, dar nu-l oprește indicatorul. Și cât mai multe indicatoare, cu atât mai mult șoferii le evită, pentru că dacă sincer sunt și eu șofer și așa este, doare ochiul când vezi numai indicator, 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 nu-i mai atrage atenția. Șoferul cel mai mult se teme să-și zgârâie mașina. Și chiar dacă e un stâlpșor din cauciuc acolo, e roșu și îl va determina să stopeze, pentru că vede că e o situație ceva creată, artificială, nu e neapărat ceva mega, supra, dar putem interveni, adică și e nevoie de această dorință politică, pentru că sunt metode și există posibilitatea de a aloca surse financiare, de a interveni pe aceste domenii care vin până la prevenție și constatare. Mulțumesc. Mai dori cineva să intervină? Da, vă rog. Da, mersi mult. Noi sunt Tatiana Mihailova, Automobil Club din Moldova. Eu am interzisat, am auzit numai pe doamna Zătâc și doamna Buimestru. Mulțumim mult pentru cooperare. Întrebarea mea este despre primul ajutor. Noi am vorbit și cu, este și domnul Cojocaru de la Uniunea Conducătorilor Auto. Ce se întâmplă la noi la capitolul acesta, adică primul ajutor pentru șoferi începători? Și eu cred că în societatea noastră, de exemplu, când s-a început catastrofa asta cu Ucraina, da, noi nu am fost pregătiți pentru cel mai simplu, da, primul ajutor, să ne apărăm unul pe altul, să ajutăm și mai departe. Așa și este într-un accident rutier, eu consider. Și de asta eu vreau să vă întreb ce este propus sau ce poate deja s-a întreprins. Și eu consider personal, lucrând în domeniul acesta de mai mulți ani, că la noi puțin hramaie în rusă, da? Cooperarea între stakeholders, da? Între societatea civilă, ministerele, poliția cu aplicarea legii, business. Aici putem vorbi și despre companii de asigurare. Și evident, noi conlucrăm cu organizații internaționale, cu poliția, cu ministerele. Iată, mersi că aici suntem și putem să exprimăm opiniile noastre, dar totuși eu nu văd asta. U nas, ca știți cum, rac, lebede și șucă. Și eu știu că fiecare minister și acum și Parlamentul este interesat în domeniul. Noi avem catastrofă mare pe drumuri, noi pierdem viețile omenești, viețile de copii, da? Și suntem îngrijorați. Aici tot vorbim și despre strategie națională pentru siguranță rutieră, tot trebuie să mai mișcăm și întrebarea asta, dar totuși doamna Zătâc și poate și doamna Buimestru despre primul ajutor. Da. Dacă să fie predat poate mai, da, în autoșcoli și... Dacă în programul pentru conducătorii de vehicul este și partea ce ține de primul ajutor medical, plus, în contextul dezvoltării unui nou program privind dezvoltarea serviciului de asistență medicală urgentă pentru anii 2023-2027, avem exact această componentă, deoarece este foarte importantă prima mână. Asta e un principiu internațional atunci când și prima mână este până la sosirea urgenței. Este important anume ca populația, comunitatea să cunoască elementele de prim ajutor ca să intervină cel mai rapid. Există experiența asta la nivel internațional. Este o denumire așa care e luată din bunul samaritan, adică sunt persoane instruite care ele sunt undeva dislocate și primesc apelul concomitent cu
apelul echipei de urgență și cea mai apropiată persoană intervine la locul unde este persoana vătămată sau, în cazul dat, accident rutier. Plus, dacă ați observat, sunt mai multe campanii de informare, instruire pe care le face Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească pentru populația generală. Vom intensifica acest proces, dar oricum el trebuie să fie și reglementat pentru a da dreptul acestor persoane de a interveni ca prim ajutor, ca să avem partea juridică, partea legală reglementată, nume pentru populația generală. Este un început și eu cred că vom dezvolta pe viitor partea ce ține anume de sistemul de sănătate pentru instruirea populației. Noi avem, există curiculă de instruire și pentru pompieri și pentru poliție, suntem deschiși spre colaborare pentru sunt și capacități, avem centre de instruire cu manechine, adică sunt toate capacitățile la nivel de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, dar și colegiile de medicină care ar putea fi implicate pentru instruire în prim ajutor. Da, vă rog. Da, vă mulțumesc, doamna președintele. Bună ziua, stimați. Eu cer scuza, strec în limba rusă mai ușor, dacă ceva să mă scuzați. Действительно, этой весной, будучи в Брюсселе на встрече саммита европейских автошкол, была приведена такая статистика: 14 стран Евросоюза медицина в автошколах не преподают вообще. У нас насчет этого вот новой программе 14 часов обязан прочитать врач оказание первой медицинской помощи при ДТП. И по этому поводу курсы у нас проводятся с начинающими водителями. Это входит в учебную программу, сдаются зачеты. В экзаменационных билетах, в шаблонах есть более 30 вопросов, которые посвящены именно выяснению знаний по оказанию первой медицинской помощи. Но, в принципе, я соглашусь с Михайловой, Таней, немножко недостаточно. Может быть, есть смысл снять еще несколько каких-то учебных документальных фильмов, где опытный врач может все это показать на манекенах, может показать это где-то и искусственное дыхание, как делать, и кровь останавливать, и шины накладывать, и так далее, и так далее. И это будет эффективным суппортом нам в учебной программе. А вообще по оказанию первой медицинской помощи, вот и наши коллеги из МВД подтвердят, сегодня есть очень большая заминка в первые минуты после ДТП. Почему-то подавляющее большинство наших сограждан и водителей, вместо того, чтобы останавливать кровь и делать искусственное дыхание, они достают телефоны и все это снимают на видео, дабы прославиться в социальных сетях. И в этом я вижу уже абсолютно другое отношение, не спасти человеческую жизнь, а вот как-то снять это все на видео. Это действительно большая катастрофа, большая проблема. Добавлю еще к статистике Генерального инспектората о том, что мы, как Союз автоводителей Республики Молдова, ведем учет вообще, сколько жертв несет Республика Молдова за последние десятилетия. Мы работаем уже 50 лет, с 73 года в этом году отмечаем. И могу сказать, что с 2000 года Республика Молдова потеряла 750 детей. 750 детей, погибших по статистике в результате дорожно-транспортных происшествий. Это число большой, ну скажем, средней школы. Это очень печально, поэтому то, что мы сегодня собрались, большое спасибо руководству за то, что мы эту проблему обсуждаем и обсуждаем подробно с привлечением госструктур. Мое видение и от автомобилистов Республики Молдова считаю нужным подчеркнуть. Нам что-то надо решать с электросамокатами в срочном порядке, как уже делают большинство прогрессивных европейских городов. Нам срочно нужно
запретить арендные самокаты, мое мнение, потому что им просто нет места ни на проезжей части, ни на тротуарах. Они риск и для водителей, и для пешеходов, и для мам с колясками, и для пенсионеров. Кроме этого, и сами электросамокатчики, они сегодня, ну вот вчера по Христоботево двое с электросамоката, тот, что стоит сзади, смотрит в телефон, а то, что впереди, он водитель. Ну вот поймите эту ситуацию, а мы едем рядом, буквально в метре от него. В любой момент может произойти несчастье. Обращаюсь ко всем присутствующим и на личном примере тоже, пожалуйста, мобильные телефоны в транспорте. Каждый второй, 70% водителей игнорируют правила дорожного движения, где четко прописано, запрещается пользоваться мобильными телефонами во время движения, если, конечно, не предусмотрено в салоне другое устройство, которое позволяет освободить руки. Но оно реально отвлекает от движения, и у нас есть уже статистика в дорожной полиции по этим инцидентам, по этим дорожно-транспортным происшествиям. Телефоны нас отвлекают от реалий. Следующий вопрос. Больше уделять внимание перевозке детей в легковых автомобилях и вообще правила перевозки детей. Потому что сегодня любой лицей возьмите, элитный, простой, в сельской местности, в районных филиалах, половина родителей, больше половины родителей не перевозят детей должным образом. Детские кресла где? Где установленные эти бустеры и так далее. Дети до 12 лет все должны перевозиться в специальных детских удерживающих устройствах. Детки не знают, кстати, и взрослые не все знают, что по тротуару нужно ходить с правой стороны. Как и для водителей, так и для пешеходов есть правостороннее движение по дороге, по тротуарам. В пятницу зашел в один из магазинов, это не реклама, купил вот такой набор, 170 леев стоит, я извиняюсь за подробности интимные. Спросил, сколько есть еще? Всего 15 на всю республику, больше ничего. Может быть, найдем каких-то или грант, или что-то. Давайте завезем один контейнер морской в Республику Молдова и раздадим детям. Просто элементарно. Но это розница. Я понимаю, что эта цена может быть гораздо ниже, но надо что-то делать. Я председатель Союза автоводителей. Я не стесняюсь. У меня есть один светоотражатель всегда со мной. Не стесняюсь. Абсолютно. Вечером возвращаюсь с лекции, в 9:30 иду по тротуару, я его могу одеть, его видно, и водители меня видят, иногда даже сигналят, что тоже запрещено. В этом контексте хочу сказать, что мы сотрудничаем, Министерство образования, Министерство внутренних дел. У нас более 70 договоров по республике о взаимном сотрудничестве. И в этом году, сентябрь месяц, начало, вот декада первого учебного года, она действительно показала, что мы можем. Можем всем обществом. И примарии в районах, и Министерство образования, учителя, районо, и ребята, сотрудники полиции, они все в этом году очень активны. Даже сейчас у нас проходит неделя, Road Poll, да, по-моему, так называется, значит, по безопасности дорожного движения с привлечением наших преподавателей автошкол. Вот сегодня есть и председатель Союза автошкол Республики Молдова, который тоже должен, наверное, мы должны все как-то принять участие, и чтобы не только некоторые автошколы, но чтобы все автошколы активнее занялись пропагандой и, скажем так, проведением лекций, встреч с детьми. То есть воспитывать надо, воспитывать. Мулцумим фурмоз. Господин Кажакар, хотела отметить, сегодня на этой неделе у нас Европейская неделя мобильности. И очень много лет именно наша организация сталкивалась с тем, что ни министерство, даже окружающей среды, никто не был заинтересован. Наконец-то у нас в Молдове это стало продвигаться. Вы сегодня указали про электросамокаты, я полностью согласна. Но мы не можем исключить таких людей или пользователей дорог, как пользователи альтернативного транспорта. Мы все прекрасно помним, как во времена COVID этот транспорт многих людей спас, потому что они не заходили в общественный транспорт, а пользовались, допустим, велосипедами. Поэтому у нас очень большая проблема мобильности и
инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, с самокатами, с велосипедами и так далее. По поводу электросамокатов, я знаю, что во многих городах европейских, даже вот 2 года назад уже, по-моему, Лондон, лично знаю, что они из-за серьезного случая, они исключили электросамокаты, полностью согласна. Но я думаю, что и парламент, и правительство должны как-то изменить какое-то законодательство и санкционирование, но плюс есть еще такой фонд дорожной безопасности, который в этом году, по-моему, у нас не выделяется. Вот каждый год выделяли, и, к сожалению, не всегда мы понимали, куда этот фонд шел, какая была отчетность за использование этих средств, а потом мы спрашиваем, а почему мы видео не сделали. И плюс второй вопрос – светоотражатели. Вы прекрасно знаете, как наша организация, вот Радика смотрит на меня. А в Молдове только вы их Всемирной организации, да, здравоохранения. ЮНИСЕФ, слава богу, в прошлом году присоединился к проблеме дорожной безопасности. И многие другие организации, я не хочу уже перечислять длинный список. У нас проблема с санкционированием пешеходов и людей, тех, кто не использует светоотражатели. Почему в Эстонии уже сколько лет назад есть штраф за то, что если человек, будучи пешеходом, спровоцировал ДТП, и у него не имелся светоотражатель, значит, он обязан оплатить штраф в такой-то сумме, там было, я помню, несколько лет назад, от 40 до 200 и так далее. Давайте, может быть, подумаем и вместе будем над такими санкциями разговаривать, ну, обсуждать. Вот у меня 2 таких примечания. Согласен, поддерживаю. Mulțumesc, intervenția dumneavoastră. Vecislav Necic, Asociația Patronală Uniunea Școlară Auto și a Centrelor de Instruire. Că ține de modulul teoretic legat de educația antidrog și prim ajutor. Orice școală este foarte greu să organizeze acest modul, având în vedere că există foarte puțini medici care sunt disponibili să citească, pentru că anume un medic trebuie să citească modulul respectiv, plus la asta trebuie să mai aibă și anumite condiții speciale sau, după ultimele tendințe a Ministerului, trebuie să aibă și un curs de modul psihopedagogic. De aceea, discutând între noi patronii, am venit la concluzia că ar fi foarte bine ca Ministerul Sănătății să organizeze astfel de cursuri în fiecare raion, și respectiv cursantul să vie cu un certificat doveditor că a rezultat astfel de cursuri. De ce? Unu, la mână. În primul rând, acest exercițiu de acordare a prim ajutor, el trebuie învățat și trebuie învățat pe un anumit aparat special. O școală auto nu își poate permite să cumpere acest aparat. Eu sunt sigur că Ministerul Sănătății îl are în dotare și ar fi foarte bine pentru că profesorul care vine, el nu reușește să transmită toate informații ca prim ajutor, toate informații despre prim ajutor. Spre exemplu, eu ca șofer profesionist, eu mă aștept să acord prim ajutor, având în vedere că nu am deprinderea suficientă ca să pot să-i fac mai rău persoanele respective implicate în accident. De asta noi cumva suntem toți puși în situații când alegem să-i facem mai bine sau mai rău și de obicei alegem partea cea mai ușoară. De asta, în cazul unui accident, eu sunt sigur că majoritatea șoferilor care au permis de conducere în Republica Moldova nu sunt siguri că pot să acorde prim ajutor suficient și calificat. De asta, ca propunere, ar fi noi să ne gândim la subiectul respectiv și să-l scoatem modulul de educație antidrog și prim ajutor, să-l scoatem cu sub coordonarea Ministerului Sănătății, astfel încât să fie unul calificat și de folos. El de multe ori la noi este cumva formalizat, vine profesorul de teorie, citește, arată niște imagini, mai face o legătură de zo și restul mai mult nimic. Cu asta se reduc toate 28 de ori prevăzute în programul de studii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dacă sunt alte intervenții? Dacă îmi permiteți, evident că lucrătorii medicali sunt cei care, într-adevăr, ar putea să facă față acestui curs de instruire. Avem hotărârea de guvern 290 din 2016, care prevede instituirea serviciului controlul treziei pe lângă cadrul organizațiilor care au transportatori. Adică eu vreau să fac similar cu
Și în, pentru acești specialiști care efectuează controlul treziei înainte de rută și înainte de sau după rută sau pe parcurs în dependență de necesitate la solicitarea angajatorului, sunt efectuate instruiri de către specialiștii narcologi și atât în 2020 401 instruiri, 2021 526, 2022 483 de instruiri. Instruirile respective sunt estimate ca cost, sunt aprobate în catalogul de tarife ca serviciu prestat de către instituția medicală. Rămâne de văzut cât asta costă instruirea pentru acești candidații în conducători de vehicul, deoarece sarcina de bază a instituției medicale este prestarea serviciilor medicale. De aceea și rămâne decizia sau școala anterior, deoarece eu activez de mai mulți ani în sistem și știu experiența școlilor în anii precedenți, mulți ani în urmă, școala avea angajat pentru instruirea respectivă un specialist în domeniu. Eu îmi cer scuze, doar că n-am spus până la capăt, am scăpat un moment. Dacă totuși avem șansa să fim auziți astăzi în Parlament, cumva, să mă duc un pic de la prevenție. De ce eu fug de prevenție? Pentru că noi cu prevenția lucrăm în fiecare zi și noi nu o să încetăm să o facem. Noi cu asta e deja în sângele nostru și e o prioritate la noi. Dar ceea ce nu depinde de noi și ce vorbisem despre infrastructura iertătoare care ar trebui să fie o prioritate pentru factorii de decizie la nivel național și local, noi vorbim și despre viteza, care este, viteza se știe foarte bine că este principalul cauză a celor mai grave accidente. Da, viteza, de multe ori șoferii sunt sub influența alcoolului, cei care comit această încălcare, însă nu de fiecare dată, viteza. Și aici avem nevoie de Safe Speed Management, este un program integrat și este nevoie de utilizarea tehnologiilor alături de această infrastructură pentru a minimiza dorința șoferilor de a merge cu viteză mare, știind că vor fi pedepsiți, în primul rând prinși atunci când vor depăși viteza. Și aici mă refer nu la amplasarea echipajului de poliție la fiecare intersecție sau în fiecare localitate, deja unde se știe că stă poliția și toată lumea știe unde sunt punctele capcana ale poliției, și ne referim la tehnologii moderne și, da, ele sunt costisitoare, noi vorbim aici despre camere, despre tot sistemul ăsta devine o monitorizare, însă sunt sisteme care funcționează. Și nu o să fac acea trimitere la experiența altor țări europene, unde într-adevăr acest sistem lucrează și te ajunge amenda și când ai venit la Chișinău, că ai comis acea încălcare. De asta sperăm că va fi o prioritate. Da, mulțumim. Dacă există, atunci o să rog pe domnul Belăi să vină cu concluziile din partea, deci, comisiei, după care... Mulțumesc, eu însă încerc să fac un rezumat și anumite constatări, concluzii all in one, într-un fel, da? Una dintre concluzii este următoarea, că funcționează în domeniul gestionării riscurilor legea lui Pareto. Da, cu 20% de eforturi rezolvăm 80% de întrebări și probleme. Asta este important. Adică noi cu resurse mici putem rezolva foarte, foarte mult. Asta e prima concluzie. A doua concluzie este următoarea. Discuțiile fără cifre, fără indicatori de impact pentru măsuri luate, da? E mai mult o ipocrizie, de fapt. Și pierdere de timp și resurse și de eficiență. Statisticile sunt, impactul fiecărei măsuri este bine cunoscut, ce este eficient și ceea ce lucrează, tot este bine cunoscut. Studiile sunt foarte populare, da, deoarece consumă milioane de euro, dar impactul lor e foarte mic, de fapt. Noi putem să vedem pachetul de țigări, cum sperie fumătorul cu fel de imagini. Fix așa,
așa numitele campanii de sensibilizare, eu nu cred că ele vor da un efect scontat. Deci, partea teoretică, dacă nu este cuplată la o parte materială, da, care gestionează riscurile, eu nu cred că ea va da un impact real asupra siguranței traficului. Și aici noi vorbim de două etape consecutive. Prima etapă este până la materializarea riscului. Da? Odată riscul materializat, asta înseamnă că impactul a avut loc, iar acordarea ajutorului medical survine deja după ce s-au epuizat toate măsurile de gestionare a riscului. Și aici sunt chestiile foarte simple și foarte ieftine. Da? Benzi reflectorizante, structura drumului, mie foarte mult mi-au plăcut drumurile din Israel. A intrat pe contrasens, automat s-au spart roțile la mașină, deoarece așa e făcut drumul. A intrat pe contrasens, automat roata e spart. Mișcare unidirecțională, mișcare unidirecțională. Altfel, societatea noastră, prin hai vă rog frumos, încolo încoace, n-a să meargă în educare. Asta e clar ca bună ziua. Acum, ceea ce am vrut să spun, da, în principiu, dacă facem același lucru și obținem aceleași rezultate, evident că trebuie ceva de schimbat. Acum cu ajutorul medical. O să fac câteva aspecte. Da? Eu sunt de specialitate anesteziolog-reanimatolog, da? Și dacă dumneavoastră credeți că doctorii știu să acorde asistență medicală de urgență, primul ajutor medical, vă greșiți. Eu sunt președintea comisiei de examinare mulți ani și la specialitatea de anestezie și terapie intensivă și la specialitatea de medicină de urgență. Este o specialitate extrem de nepopulară. Anul acesta să avem un singur absolvent. Anii trecuți am avut 3 sau 4 absolvenți. Soluțiile sunt foarte dificile în acest sens. În primul rând trebuie modificat compoziția trusii de acordare a primului ajutor medical, ca să devină eficientă, cu două pachete de vată și tablete de validol acolo, nu acorzi asistență medicală? Stai, nu-i. Și a doua, noi nu trebuie să ne temem de inițiativa privată. Sunt suficienți doctori în țară care au competențele și certificarea ATLS. Dar această posibilitate de prestare de servicii către companii este foarte și foarte nevoioasă și extraordinar de birocratizată. Adică trebuie să dăm voie că să ne putem ajuta unii pe alții la cei care știu să facă acest lucru. Dar asta e domeniul de după prevenție. Deci mesajul este, da, rolul parlamentelor este de a aduna lumea împreună și a discuta, dar parlamentul modifică legea acolo unde este necesar și la sugestia dumneavoastră și în baza solicitărilor venite fie de la guvern, fie de la societate civilă, fie din propriile constatări. Dar lucrul de bază pe teren nu-l face Parlamentul. Și asta e un exercițiu de conștientizare și de acțiune urmat de acțiuni concrete, materiale, prioritar față de cele virtuale, fără impact. Asta așa, un comentariu general. Mersi. Mulțumesc, domnul Velu. În concluzie, și eu pot spune că o casă, mai întâi există conceptul, da, există discuția, după ce se discută, cel care dorește să construiască o casă, vin arhitecții și spun cei care cum trebuie să construiască, și exact îți dau parametri tehnici, apoi vin constructorii care pricep cel mai bine cum se construiască, apoi noi venim să trăim într-o casă sigură. Așa este și cu securitatea, deci propriu-zis, în comunitatea noastră. Toate elementele sunt principale, absolut tot. Ceea ce trebuie să facem noi la etapa actuală, primul lucru trebuie să spunem despre, să sensibilizăm ce probleme noi avem cu comunitatea, cu siguranța în comunitate. Noi trebuie să spunem, să fim sinceri, există una, două, trei, patru, cinci, zece probleme. Doi, trebuie să oferim soluții pentru aceste probleme. Fie că este necesar să intervenim în modificarea legislației pentru a impune atât administrația publică locală, dar și administrația publică centrală anumite standarde,
de securitate, fie că e securitatea rutieră, fie că e securitatea comunitară. Deci tu impui aceste standarde, apoi trei, după ce modifici legislația, construiești aceste standarde ca să oferi siguranță pentru tot. Ceea ce am dorit noi astăzi, să vorbim despre faptul că problema există, una, doi, să cerem ajutor celor care au experiența necesară, trei, să spunem ce trebuie exact ca să rezolvăm, să îmbunătățim situația, și patru, este ca toți împreună, și în primul rând aici vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, dar Ministerul Educației, prin educarea copiilor, Ministerul Sănătății, prin intervențiile și pe care trebuie să le fac în condiții de risc în urma unui accident rutier sau de alt gen. Deci toate aceste lucruri trebuie făcute deci împreună. Deci, noi avem ca legislativ obligația să modificăm legislația necesară. Asta am vrut să spun, că noi suntem gata și am început un proces în urma audierilor care le-am avut acum cu două săptămâni în urmă. Suntem gata spre modificare, de dezbatere publice acele legi care este și propuneri care vin. Doi, avem nevoie de un program de comunicare amplă despre cum noi trebuie să facem față acestor probleme, cum să ne comportăm public. Și aici, desigur, ne puteți ajuta din noastră partenerii prin care sunteți alături de noi în toți acești ani. Și trei, noi să impunem autoritățile să construiască drumurile noastre, să construiască iluminatul stradal obligatoriu și alte elemente pentru securitatea noastră comunitară, ca să existe obligatorie. Da? Noi nu putem construi peste tot, dar atunci când construiești ceva nou, să construim după alte standarde pe care ne le oferă sau soluțiile pe care ne le oferiți dumneavoastră. Cu asta am vrut să închei. Vă mulțumesc pentru tot suportul pe care l-ați oferit până în prezent. Sunt sigur că vom iniția această comunicare publică, dar și alte elemente pe care trebuie să intervenim. Cu supraveghere este ideea, dar trebuie să dezbatem public, cu supravegherea trecerilor de pietoni sau intersecțiilor din apropierea instituțiilor de învățământ, ar fi limitatoarele de viteză în apropierea instituțiilor de învățământ, de exemplu. Astea sunt elemente pe care noi trebuie să le facem și aceste elemente pot fi implementate doar dacă o să avem suportul dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut până în prezent și sper să avem acest parteneriat cu dumneavoastră și în continuare. Eu vă mulțumesc tuturor participanților și vă doresc o zi bună. Mulțumesc mult!